Sindicatele din educație vor să dea statul în judecată. Totodată pregătesc proteste față de vaccinarea obligatorie. În direct cu noi în acest moment domnul Simion Hăncescu, lider al FSLI, care ne explică și când anume, domnule Hăncescu, va fi concret o acționare în judecată. Când veți avea și un act concret? Da, am auzit de anunțul făcut de domnul Raed Arafat, conform căruia cine nu e vaccinat trebuie să-și plătească testele. Ori așa ceva este inadmisibil. Legislația este foarte clară. Angajatorul trebuie să asigure fondurile necesare pentru a plăti aceste testări. Pentru că noi avem salariați în învățământ acum care au salarii de 1500 de lei. Oricum oamenii sunt extrem de speriați să va întâmpla în perioada următoare cu prețurile. A venit acum și se obligă să plătească și testările pentru care costă destul de mult, este inadmisibil. Și în momentul în care se va întâmpla concret, evident că vom acționa în instant, așa cum am anunțat azi. Vedem un val de proteste care vin din toate părțile în ultima perioadă, de la toate categoriile și socioprofesionale. Am văzut proteste de la părinți, de la elevi, profesorii se gândesc de asemenea la o ieșire în stradă? Bat la ușă și protestele în educație. E clar, pentru că avem denumărate motive legate de salarizare și legate de ce se întâmplă în aceste zile. Deci, probabil, în perioada următoare se vor întâmpla și astfel de lucruri în educație. Da, domnule Hăncescu, pentru un profesor care sau un cadru didactic, care are un salariu de 1500 de lei, cum spuneați mai devreme, și sunt convins. Da, e vorba de nu 1500, un profesor de educație corect are jur de 2300. Avem salariați din categoria didacticului și avem 50 ceva de mii de oameni. Și ei, de asemenea, obligați să facă teste sau săptămânale dacă se va introduce acest lucru. Ce va face acel cadru didactic, acel angajat care va veni, nu va mai veni la școală dacă îi vor ajunge banii pentru, nu știu, o săptămână, două de teste? Păi va trebui să dea mai bine de jumătate din salariu pentru testare. Și eu spuneam mai devreme pentru că există riscul ca să nu mai ai bani să încestrească. Mai ales că prețurile vor exploda în perioada următoare și stați puțin să treacă o lună de întreținere. Și atunci vă să vedeți detaliul. Da. Deci nu se poate. Deja e prea mult. Și guvernul, apropo, din cele 6 miliarde pe care domnul Câțu le-a împrumutat recent, poate găsesc și niște bani ca să asigure niște stări gratuite în învățământ. Iată, un mesaj direct către guvernant. Mulțumesc. Și vă spun că va bubui cât de repede. Mulțumesc foarte mult, domnul Hăncescu, pentru toate aceste informații. Așadar, iată, profesorii sunt pregătiți să iasă în stradă și chiar să dea statul în judecată dacă vor fi obligați să facă teste sau vaccin.